Pe finalul cantonamentului, cum au răspuns băieții la meciuri pe teren? A fost, pot să spun că toate lucrurile au decurs normal, în afară de cel mai important pentru noi, accidentările. Din păcate, infirmeria noastră este cam plină, sunt, cred că, 5 jucători. Sperăm să-i recuperăm cât mai repede. Din păcate, fundașul central, Erico da Silva, nu-l vom avea în acest retur foarte important pentru echipa noastră, pentru că el a suferit o intervenție chirurgicală la ligamentele încrucișate și va reveni probabil din sezonul viitor. Ceva întăriri pe ultima sută de metri? Sperăm, mai avem nevoie de încă un jucător în zona centrală a apărării. Sperăm aceste zile să reușim să mai transferăm un jucător. Am adus în acea poziție un jucător, capitanul echipei Poivka Belgrav, Nicola Vasilevici. L-am transferat pe un jucător din Liga a doua, Șandru Bogdan, de la Fortuna Câmpina. Jucător tânăr, jucător de perspectivă, cu experiență în Liga a doua, dar vă dați seama, suntem un pic circumspens pentru că Liga întâia este altceva, dar Șandru Bogdan este pe un drum bun și sperăm să fie și el o soluție. Cristu Parascheva, fundașul central, un jucător de bază al echipei noastre, din păcate, și el are o tendinită și probabil va intra prin etapa a doua, a treia. Pandurii au trimis doi jucători la Națională mulțumit, având în vedere că selecționerul v-a făcut și o vizită la antrenament. Da, ne-a făcut și selecționerul, i-am făcut și noi vizită, pentru că ne antrenăm, suntem vecini cu terenurile de antrenament. Ne bucurăm pentru orice jucător convocat la echipa națională, chiar dacă ne doream ca să avem la acest, cel puțin mâine avem ultimul test când ne întâlnim echipa Astana, o echipă destul de puternică, este ultimul test pentru noi și antrenorul dorea să aibă normal acest lucru toți jucătorii, dar ne bucurăm pentru convocarea lor și sperăm după ei să urmeze alți jucători tineri, avem jucători tineri de mare perspectivă. Urmează un retur de foc pentru Pandurii. A fi greu? Da, într-adevăr, a spus foarte bine, un retur de foc. Suntem o echipă care ne aflăm în zona minată a clasamentului, în partea a doua. Suntem la minus 9 în clasamentul, adevăr, doar 18 puncte. Jucăm acasă cu Universitatea Craiova primul meci. Vă dați seama, va fi infernal pentru echipa noastră, dar ne-am pregătit bine, sperăm că sunt conștient că jucătorii își doresc foarte, foarte mult acest lucru ca să aibă un retur foarte bun și să scoată echipa din această zonă fierbinte a clasamentului. Am mare încredere în ei, de asemenea mare încredere în tânărul tehnician al echipei noastre, Edi Ordănescu, împreună cu staff-ul lui. Sunt tineri toți și își doresc foarte mult și ei să ajungă la echipe mai mari decât Pandurii Târgu Jiu. Cum vedeți Liga I? Plină de probleme, Petrolul este scos la vânzare, CFR Cluj de punctată cu un număr de puncte enorm. Nu sunt vești bune pentru, nu ne bucur acest lucru. Sunt vești triste pentru fotbalul românesc și într-adevăr este îngrijorător ce se întâmplă în fotbalul românesc în aceste momente.